And now you see me just like I am, broken and needing to be mend. I know life comes with compromise, but I came to be. Da, avem multe dantele, avem tot felul de materiale. Avem de toate. Avem de, da. Stef! Laura! Zii și mie cum te-ai gândit să arate rochia asta pentru seara minunată de la festivalul de film. Tu chiar vrei să dezvăluim deja secretele? Ceva acolo. Uite, a venit Piștii să spună despre rochie. Ai participat acolo la realizarea ei? Sigur că a participat tot timpul. Deci la ce te-ai gândit? Normal că m-am gândit la ceva absolut extravagant, dar în același timp super sofisticat. Este un eveniment care denotă lux, denotă avantgardism, vine lume de pretutindeni și desigur că trebuie să ieși în evidență la un asemenea eveniment. Nu zic că trebuie să fie ceva foarte flashy sau trebuie să fie ceva foarte forțat, dar trebuie să fie ceva natural care să te reprezinte pe tine, care să-ți reprezinte stilul vestimentar, în care să te simți și bine, dar în același timp totuși să atragi privirile tuturor pe covorul roșu, pentru că eu sper să nu fie once a lifetime experience și să fie fiecare an invitată cu câte un film și cu o rochie de la mine, dar pentru prima dată la Cannes ne-am gândit la o rochie extrem de specială, foarte sofisticată și foarte Laura Cusă. Este un organza pictat manual cu pulci de sticlă și de paiete care au fost formate, după care au fost aruncate pe rochie ca un, deci este o rochie pictată practic mai degrabă. Și materialul e extrem de prețios. Sunt în aeroport pentru că am răspuns afirmativ invitației celor de la Mastercard și mă aflu în drum spre festivalul de film de la Cannes. Rămâneți alături de mine să vedeți cum o să decurgă întreaga experiență de abia aștept. Stay with me, keep me, cause I love you. So don't let me go. Mașina și acum ne pregătim să mergem la hotel să dormim. Nu glumesc. Este foarte somn, dar n-avem cum să dormim încă. Hello! First 6 months of love.
jumătate am avut programare să venim aici, să ne probăm cu tot felul de rochii interesante. Sunt pe mărimi, sunt elegante, sunt pentru covorul roșu. Și, nu știu, credeți că mi-au ceva de aici sau o să merg pe Mona lui Stefan Pentru din România? Remember how it all began. We must not let habit set in. Come up the stairs as we commence the first 6 months over again. Harmony is the source of beauty, I ask you. Acolo? Give me the first 6 months of love before the truth comes spilling out. Before you open your big mouth, one of the finest things in life gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months, first 6 months of love. Pentru covor, pentru ținuta de gală. Urmează să vină cineva să ne aranjeze, să ne macheze. Și încă nu știu ce coafură să fac, dar o să găsesc ceva potrivit cu rochia mea. The rebel.
Cosmin mă așteaptă jos, dar mi-aș să văd cum o să fie. Foarte mulți paparazzi. Foarte tare. Oh, acum. I didn't know what to expect, but like a ghost you came, it felt. I didn't know how close to get to your morning coat and cigarette. Am ajuns pe Covorul Roșu, am purtat o rochie superbă desenată de Stefan Pelger. Mi-a plăcut foarte mult. E prima experiență de genul ăsta și sper ca aventura asta să nu se oprească aici. Mulțumesc din suflet, Mastercard, pentru invitație. Vine mașina și gata. Părăsim Cannes-ul. A fost foarte frumos. Să vedeți poze pe blog. O aventură minunată.